cerului vă ne durați, pe cele promise ni le dați, pe fiul Tatălui de sus, pe ale nostru Domnă Iisus, pe fiul Tatălui de sus, pe ale nostru Domnă Iisus. Să iasă Domnul Sfânt din tine, evele mă vod răsli și nevele mă mântui. Din tine, evele mă vod răsli și nevele mă Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Iată, Domnul va veni și toți sfinții lui împreună cu el și va fi în ziua aceea lumină mare. Lăudat să fie Iisus Hristos. În timpul sfânt al Adventului ne îndreptăm cu bucurie spre cel mai mângâietor mister, venirea lui Iisus pe pământ. Venirea lui pentru ca noi, cei de pe pământ, să ieșim din greșeală și păcat și să ne facem vrednici de a fi cu el, fii ai Părintelui Ceresc. Așadar, ne îndreptăm spre sărbătoarea Crăciunului cu această sfântă dorință. Pe toți dorește să ne poarte lângă tronul Tatălui Ceresc. Celebrăm așadar acest mister cu bucurie și ne pregătim așa cum ne cheamă lecturile de la Sfânta Liturghie. Apoi avem un motiv particular de a ne ruga. Întreaga Biserica din România, tot poporul se află în aceste zile într-un climat de doliu, de suferință, moartea regelui mai întâi. El care s-a învrednicit să fie unul ce a reprezentat demnitatea, care a știut să fie un credincios, care de atâtea ori și-a manifestat această legătură cu Dumnezeu, după stema pe care o are familia regală din România, nimic fără Dumnezeu. Recent am auzit o asemenea declarație, că de la mama lui a învățat să-L iubească pe Dumnezeu. De aceea noi, așa cum ne cheamă Apostolul Paul, cum ne îndeamnă Iisus Hristos însuși, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Astăzi, cu toții, unim rugăciune pentru odihna sufletului maestății tale, regele Mihai I, alături de regina Ana. Ne dispunem acum să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii, cerând iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să putem înălța spre El rugăciunea noastră prin Iisus Hristos în acest timp sfânt al Adventului. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea,
din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, dobrotvă de noi, Doamne, dobrotvă de noi, Hristoase, dobrotvă de noi, Hristoase, dobrotvă de noi, Doamne, dobrotvă să ne rugăm, Dumnezeule, care ai vestit până la marginile pământului mântuirea ta, dă-ne, te rugăm, harul să așteptăm cu bucurie slava nașterii Fiului tău, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Dumnezeul vostru: mângâiați, mângâiați-l pe poporul meu. Vorbiți la inimă Ierusalimului și spuneți-i că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale. Un glas strigă: în pustiu pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru. Orice vale va fi înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate. Ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colțuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului și toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice: strigă, dar a răspuns: ce să strig? Orice făptură este ca iarba, iar toată frumusețea ei este ca floarea câmpului. Iarba se usucă, floarea se ofilește, pentru că Duhul Domnului suflă peste ele. Cu adevărat, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea se ofilește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pentru totdeauna. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului. Ridică-ți cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului. Ridică-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru. Iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și brațul lui stăpânește. Iată răsplata lui este cu el și faptele sale sunt înaintea lui. Ca un păstor își va paște turma. Cu brațul lui va aduna miei și va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Cuvântul Domnului. Iată, Dumnezeul nostru va veni cu putere. Iată, Dumnezeul nostru va veni cu putere. Cântați Domnului un cântec nou, cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Iată Dumnezeul nostru va veni cu putere. Vestiți printre neamuri gloria Lui, tuturor popoarelor minunile sale.
Spuneți printre neamuri, Domnul stăpânește, El va judeca popoarele cu dreptate. Iată Dumnezeul nostru, va veni cu putere. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să voiască marea și tot ce cuprinde ea, să se bucure câmpiile și tot ce este pe ele, să tresalte de bucurie toți copacii pădurilor. Iată Dumnezeul nostru, va veni cu putere. Să se bucure în fața Domnului care vine, pentru că vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele în adevărul său. Iată Dumnezeul nostru, va veni cu putere. Aleluia, 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 aleluia. Se apropie ziua Domnului, iată, El vine să ne mântuiască. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, ce părere aveți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una dintre ele, oare nu le lasă pe cele 99 pe munte și se duce să o caute pe cea rătăcită? Și dacă se întâmplă să o găsească, adevăr vă spun că se va bucura pentru ea mai mult decât pentru cele 99 care nu se rătăciseră. Aceasta este voința Tatălui vostru care este în ceruri, să nu se piardă niciunul dintre aceștia mici. Cuvântul Domnului. La modăție de Hristos. Preasfințite, cucernici părinți concelebranți, iubiți credincioși, în aceste zile de Advent ne însoțește la prima lectură în fiecare zi profetul Isaia. El este maestrul care ne conduce, dar în același timp ne imprimă sentimentele cu care noi trebuie să ne pregătim pentru venirea lui Hristos. Fragmentul pe care l-am ascultat astăzi la prima lectură face parte din așa zisa carte a mângâierilor, de aceea și lectura începe cu această încurajare: mângâiați, mângâiați. Și autorul pare să fie un ucenic al lui Isaia, de aceea se cheamă și cartea a doua a lui Isaia, în care se descrie situația poporului ales aproape de terminarea șederii în exil în Babilon. Au trecut mulți ani și poporul este pe punctul de a se întoarce, ceea ce s-a întâmplat în secolul 6 înainte de Hristos, pe timpul regelui Cirus. Profetul vine cu îndemnuri și încurajări deosebite pentru acest popor care nu mai vedea ziua în care să scape din acest exil.
Întoarcerea din exilul babilonian este ca și un al doilea exod, ieșire din Egipt. Prima ieșire care a avut realmente loc la Paștele evreilor, dar și această ieșire din exilul babilonian poate fi un exod, o ieșire în care poporul tresaltă de bucurie pentru că a venit ziua eliberării. Însă nu se face totul fără aportul membrilor acestui popor. Drumurile trebuie să fie netezite, băile să fie făcute accesibile pentru a putea trece poporul. Totul trebuie să fie îndreptat. Nu numai că este inițiativa lui rege de a da drumul poporului, nu numai că este Dumnezeu cel care conduce cu mână tare acest popor, dar însuși poporul trebuie să pună mâna la treabă. Și de aceea și acest îndemn care va fi apoi, va răsuna în gura Sfântului Ioan Botezătorul, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Poporul a înțeles că trebuie să facă acest lucru și atunci când Dumnezeu are un plan, în realizarea acestui plan vrea și aportul omului, vrea ca și oamenii să contribuie prin strădania lor pentru a dobândi ceea ce doresc, adică eliberarea, libertatea, să dobândească acea țară pe care au pierdut-o, departe de care au trăit mulți ani. Dumnezeu este ca și un păstor, de aceea finalul acestei prime lecturi îl prezintă pe Dumnezeu ca și un păstor care își ia în brațe mielușeii, oile, și le duce acolo unde trebuie să stea în mod normal. Această imagine ne apropie și de Evanghelia de astăzi, care vorbește chiar despre Iisus, păstorul cel bun. Păstorul care își lasă turma pentru a merge în căutarea oiței pierdute. Este foarte plastică această imagine a lui Iisus care vorbește ucenicilor săi și spune această parabolă: cu un adevărat păstor, iubitor de turma sa, atunci când se pierde o oiță, preferă să lase cele 99 în siguranță și să meargă în căutarea celei pierdute. Și va fi bucurie mare atunci când se va întoarce cu oița pierdută. Este imaginea care, de asemenea, este grăitoare pentru noi în timpul Adventului. Ne gândim că și noi suntem oițe pierdute, de câte ori ne-am pierdut, de câte ori și noi am fost căutați de păstorul nostru. Poate ne gândim că alții au fost căutați și au fost aduși înapoi la staul, dar să ne gândim la noi înșine de câte ori am rătăcit și de câte ori n-am simțit mâna binevoitoare a păstorului nostru ceresc, care ne-a luat pe umerii săi și ne-a condus acolo unde este locul nostru, în biserică, la Sfânta Liturghie, la Sfintele Sacramente. Este imaginea care ne poate încuraja în pregătirea noastră, că Iisus nu ne părăsește, oricât am fi noi de răi, oricât am fi noi de nevrednici, păstorul nostru, Dumnezeu, ca și în cazul poporului ales în Babilon, are grijă de poporul său, are grijă de noi. Și a doua lecție pe care o primim este tocmai din prima lectură, că și noi, de multe ori, am avut exodul nostru, ieșirea noastră dintr-o viață trecută, poate plină de păcate, plină de infidelități. Dumnezeu ne-a luat, ne-a condus, ne-a cerut aportul nostru pentru ca să facem pasul hotărător. Cu alte cuvinte, de multe ori, poate a trebuit să ne convertim cu adevărat la Dumnezeu, să ne întoarcem. Și atunci când convertirea noastră a fost sinceră, atunci când dorința noastră de întoarcere a coincis cu ceea ce Dumnezeu voia de la noi, s-a realizat acest lucru. Însă totdeauna, ca și din partea poporului ales,
este nevoie și a fost nevoie de efortul nostru personal. Este imaginea pe care trebuie să ne-o facem atunci când nu este suficient să vrem ceva. Nu este suficient să spunem în fiecare zi, vreau să nu mai păcătuiesc, vreau să fiu mai bun. E nevoie și de harul lui Dumnezeu care se suprapune cu această dorință a noastră și Dumnezeu poate realiza minunea, întoarcerea noastră, ieșirea noastră din exilul babilonian al păcatului pentru a fi din nou în țara promisă de Dumnezeu. Însă, atenție, nu trebuie să ne gândim că alții au nevoie să iasă din starea lor de îndepărtare față de Dumnezeu. Foarte ușor ne gândim că un cunoscut sau un prieten sau un altul are nevoie să facă acest pas. Trebuie să privim la noi înșine și lecturile, precum și liturgia Adventului, vrea să accentueze tocmai această pregătire a noastră. Noi personal trebuie să facem acest lucru. Și un alt aspect pe care noi îl putem realiza foarte bine ca pregătire pentru Advent este ca să ajutăm pe alții să iasă din Babilonia lor. Să ne apropiem de cei care poate nu au curajul să facă pasul hotărător, nu sunt în stare să renunțe la ceea ce îi ține departe de Dumnezeu. Și este bine ca pregătirea noastră să fie însoțită și de o atitudine de apropiere, de încurajare, de ajutor ca toți cei care îi cunoaștem, că au nevoie de întoarcere la Dumnezeu, să fie ajutați prin exemplul nostru. Nu prin cuvinte, dar prin exemplul nostru, arătând că acolo unde este bunăvoință, acolo unde este încredere în Dumnezeu, acolo se poate realiza minunea. Ne vom bucura cu toții în această imagine a păstorului, a Domnului, care ne va lua pe fiecare în brațe și ne va purta la pășunele sale vers. Amin. Frăților prea iubiți, să ne rugăm acum cu încredere lui Dumnezeu Tatăl, care atât de mult a iubit lumea, încât l-a trimis pe însuși Fiul Său ca să o mântuiască. Întinde rugăciunea noastră și pe Maestatea sa, Regele mea întâi. Părinte Ceresc, dăruiește Bisericii harul să întâmpine cu bucurie sărbătoarea nașterii Fiului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-i pe toți creștinii spre unirea în credință, pentru ca biserica ta să se arate tot mai limpede ca semn și sacrament al unității întregului neam omenesc. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca vestea cea bună a venirii Fiului Tău să ajungă la toate popoarele. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor oamenilor harul să trăiască în iubire adevărată față de Tine și față de semenii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-ne să-Ți aducem preamărire și mulțumire, asemenea Preacuratei Fecioare Maria, pentru darul neprețuit al mântuirii. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-i pe cei răposați să se bucure de strălucirea feței Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ne poruncești să pregătim mereu calea Fiului Tău. Nu îngădui să fim împiedicați de slăbiciunea noastră, ci dăruiește-ne înțelepciune și putere pentru a-L întâmpina cum se cuvine pe El care vine la noi. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre, și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și vivi cu Duhul tău. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire îmbrăcând neputința în firii omenești, a împlinit o rânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru că la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite, pe care acum veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale zicând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot, plivivivine este cerul, plivivivine e pământul, nemărirea robului, o sana. Vnetru, ce e de nesus, bine iubește.
Și Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta dos. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednici să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amen. Bine, amen. Bine, amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta
să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care i-ai asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care i-ai asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care i-ai asupra ta păcatele lumii, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Vino Iisuse în inima mea. Vino căci ea te dorește în plăcărea zi cu dragostea Tua. Foamea eu vă pot olemește, și foamea eu pot olemește. Vede că ești Doamne pe sfântul ale Tare. Ziua și noaptea de fama mață, Tu ești izvor de tărimie și hară. Vine ce mi-e viața.
Să ne rugăm, îndestulați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participarea la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Devoțiune în cinstea Sfântului Anton de Padova. Sfinte Antoane, între toți Sfinții lui Dumnezeu, Tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită pentru a ocroti și ajuta pe toți cei care și-au pus nădejdea în Tine. Dumnezeu Ți-a dat chiar puterea de a învia morții, de a răda celor orbi vederea, celor bolnavi sănătatea, astfel încât toți cei care au alergat la Tine au simțit mângâierea sprijinului Tău. Această grijă Ta față de suferințele oamenilor ne umple și pe noi de încredere sfântă,
cu care alergăm la Tine cerându-Ți ajutorul. Pentru dragostea Ta înflăcărată către Iisus, care a voit să coboare în brațele Tale sub chip de prunc ceresc, și pentru iubirea Ta gingașă față de Maria, mama lui Iisus, Te rugăm, arată-Ți acum puterea Ta cea mare și ajută-ne. Tu ești tăria noastră în suportarea pagubelor, în nenorocirile care ne lovesc, în întristările sufletești, în boli și lipsuri, în necazuri și ispite de tot felul. Fii deci lângă noi când patimile ne răscolesc sufletele și când Duhul cel rău uneltește împotriva sufletelor noastre ca să le piardă. Sfinte Antoane, Te rugăm, ajută-ne în toate lipsurile noastre, trupești și sufletești. Alină și mângâie sufletele noastre în orice strâmtorare, pentru ca îmbărbătați de Tine să primim cununa biruinței de la Dumnezeu în slava veșnică a cerului. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Sfinte Antoane de Padova, Sfinte Antoane de Padova, Sfinte Antoane de Padova. Dacă-ți trebuie ajutor, să te rogi încrezător, alegându-L de patron pe slăvitul Sfânt Anton. Știm că rugăciunea lui e plăcută Domnului, mari și mici femei, bărbați, sunt de dânsul ajutați. Cei săraci nedreptățiți, cei bolnavi și chinuiți, mângâiere își găsesc la acest patron ceresc. Știm că rugăciunea lui e plăcută Domnului, mari și mici femei, bărbați, sunt de dânsul ajutați. Lucruri mari de necrezut, mulți prin el au obținut, pentru sprijinul primit, pe cel sfânt l-au preamărit. Știm că rugăciunea lui e plăcută Domnului, mari și mici femei, bărbați, sunt de dânsul ajutați. Slavă fie Tatălui, preamărire Fiului, Duhului cel Sfințitor, cinste-n vecii vecilor. Știm că rugăciunea lui e plăcută Domnului, mari și mici femei, bărbați, sunt de dânsul ajutați. Roagă-Te pentru noi, Sfinte Antoane de Padova, să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care o îndreptăm spre Tine prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, păstor și învățător al Bisericii Tale. Dă-ne, Te rugăm, ajutorul trupesc și sufletesc, pentru ca la sfârșitul vieții noastre pământești să Te putem lăuda împreună cu El și cu toți Sfinții Tăi în vecii vecilor. Amin. În zile voastre, suntem acum la sfârșitul celebrării Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii. Este pentru noi un moment în care ne-am îndreptat spre Dumnezeu, Cel care ne iubește, care rămâne cu noi,
care ne ascultă rugăciunile, care ne mângâie, care dorește să fie mereu cu noi. Ne bucurăm acum împreună cu toți cei care cu inima plină de respect, credință, s-au rugat și se roagă pentru Maestatea sa, Regele Mihai. Ne rugăm acum lui Dumnezeu ca el să-l primească în împărăția veșnică. Ne aducem aminte că Regele Mihai, întorcându-se în țară în anul 1992, a binevoit să intre și în catedrala noastră, sigur, ca un respect față de întregul popor. Apoi, la 1999, să participe chiar la liturghia celebrată în ziua de Crăciun. Sigur că aceste lucruri ne obligă pe noi, așa cum ne învață Sfântul Apostol, să ne rugăm pentru cei care ne conduc, pentru cei care ne-au condus, ca ei cu adevărat să fie răsplătiți de Dumnezeu. Acesta este și sensul celebrării de astăzi, când în catedrala noastră, de imaginea Regelui, vine să însfințească acea prezență în catedrala noastră în 1992-99. Acum ne unim în rugăciune, dar o facem așa cum se cuvine, prin Preacurata Fecioară Maria, cu o cântare care ea să o primească din partea noastră și să se îndrepte cu curia ei spre Regele, Maestatea sa, Mihai I, și spre familia regală. Nu trebuie să uităm că rar se aude ca un rege să aibă 5 fiice. Iată, putem spune că înaintea lui Dumnezeu acest lucru este un exemplu și înaintea oamenilor pentru ca familia noastră să fie iubită și prețuită și respectată. Și pentru aceea rugăm pe Maica Domnului să ocrotească familia regală, dar să ne ocrotească și pe noi și familiile noastre. De aceea cântăm acum Îngerul Domnului, ca apoi să procedăm la celebrarea Requiemului pentru odihna sufletului răposatului Mihai I, Regele României. Îngerul Domnului a vestit Marie și ea s-a visuit de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții.
noastre. S-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să revești și arută supra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învie, în același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngeri al lui Dumnezeu, păzește-mă, păvățuiește-mă și cârmuiește-mă, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Fraților prea iubiți, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposatului Mihai, regele României, pentru care scumpărat din moarte, iertat de păcate, împăcat cu Tatăl și purtat pe omirii bunului păstor, să se bucure de fericirea Sfinților în împărăția Regelui Veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fibire, ba chiar și morții te-ai sopos, și ai învins prin ea dușmana rovovol, pe cele ce moare te ne-am adovos. Iisuse Dumnezeu puternic, marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși arul baptismal. Mereu cu cane de nama primine slavă, om slav în așteptarea ta, și atunci când vei veni la numără tăvă, voioște vom înătămă pe vivină. Primește-ne la ta lumină, pe drepturile judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorul tău, Iisus, care din lume a plecat, condu-l în veșnica luminină, să te slăvească neîncetat. Strig către tine, Doamne, strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu.
Pleacă-ți, Doamne, urechea Ta la glasul rugăciunii mele. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare, cine teme de Tine? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Tău. Mai mult decât așteaptă străjerie, e vivirea mazorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de vecine lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început, și acum și mine pororea, și în vecii vecinilor. Amin. Sfântă-te Tine, Doamne! Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Pater noster, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ajungă la Tine. Să ne rugăm, pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletul slujitorului Tău, Mihai I, rege României, pe care L-ai chemat din această lume, la loc de odihnă și de pace, și să-L unești cu mulțimea aleșilor Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Requiem eternam donai, Domine, et lux perpetua lucea Tăi. Requiescat in pace. Amen. Anunțăm acum, dragi credincioși, că după binecuvântare a urmas în sărutul venerarea relicviei Sfântului Anton. Iar la 7:30 aici în catedrală va avea loc un concert, un mic spectacol prezentat ca pregătire pentru sărbătorile Crăciunului. E un grup de inimoși italieni care, sigur, așa cum au rânduit consulatul de onoare de aici din Iași, consulat de onoare, va avea loc acum împreună cu părintele Alessandro de la părinții Don Orioni. Vom participa cu bucurie. Și acum ne dispunem pentru a primi binecuvântarea cu relicvia sfântă și a merge mai departe în datoria noastră de creștini, creștini buni care așteaptă Crăciun. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac.
ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea preacurate Fecioare Maria și a Sfântului Anton de Padova să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Să ne alăță gândul meu, prin tine, o sfine, te-ane toane, spre bunul Dumnezeu. O sfine, te-ane toane, ia-mă, sub ocrotirea ta, cine-l rog